Deoarece pe această logică de idee am putea să invităm, cred că toată Republica Moldova, care a avut tangență să-l vadă chiar pe Vlad Filat la televizor, nu au nici o tangență cu obiectul cauzei penale, nu au nici o tangență acești martori cu cei ce se examinează și cei ce formează obiectul învinuirii.